Apropo, Iasmina, nu numai că spune lucruri trăznite, dar împreună cu tatăl ei, Virgil Ianțu, spun lucruri nemaipomenite. Iasmina și Virgil Ianțu! Sunt fericit, norocul mea surâs, și m-a oprit din plâns, mă iubește cineva acolo sus. Domnule Virgil Ianțu, ne schimbați, oameni buni, astăzi ne va da rețeta tinereții fără bătrânețe. Haide că ești neschimbat, pe cuvântul meu, te știu de atâția ani, încerc. Ești identic. Încerc. Sport dar mult? Nu ușor. Sport și disciplină, practic, dar și dacă faci doar sport și n-ai o disciplină în alimentație, degeaba. Deci ai grijă la tot ce mănânci? Am grijă, am perioade când îmi fac de cap și îmi fac poftele, dar sunt grijuliu. Adică ce înseamnă că îți faci de cap? Adică mănânc ce mi-e poftă în momentul ăla. De exemplu, nu mănânc de obicei pâine, evit carbohidrații, paste, cartofi, dar câteodată îmi fac poftele ca să nu nebune. 48. Mulți înainte, bă, doamne, 40. Bă. Serios, parcă avea 30 de ani. Ești drăgos, nu chiar, dar încerc, că suntem obligați să ne menținem pentru doamnele de lângă noi și pentru domnișoara, de să fie mândră totuși. Da. Să domnișoara, care aș vrea să fie foarte clar pentru cei de acasă, am zis bine, Iasmina? Da. Iasmina. Cu J. Cu J. Ia, cu da. J. Iasmina cu J. Ia bine, Jasmina. Contul ei din Instagram e cu Jasmin Ianțu. Da, tocmai ați avut o dispută înainte de emisiune. Nu mai știa cum o cheamă ăștia. Păi nu. Ea îți spunea cum vrea să fie numele ei, tu spuneai cum crezi tu. Mie îmi place Iasmin cu E, dar să se spună Iasmina, dar să se scrie cu E. Da, e e mai complicat, țară, nu contează. Da. Din altă țară. Nu contează. Aveți discuții de astea? De dai seama că partea, e adolescent acum, nu? 14 ani. Da. Mulți înainte. O să îi împlinesc. Avem o relație. 14 ani, o să ia buletinul. Da. Mă emoționez când mă gândesc, deci nu ținem lung discuția asta. 25. Da, și avem o relație. 25. Pe 25. Mă iertați. Auzi, voi putem să vorbim acolo, nu, că e ok, da, ia o treabă. E pentru prima dată că mă întâlnesc cu Iasmina, da, și să nu insistăm, da? Ai mă, tatăl de fată, imediat, să nu insistăm. Deci ți-ai buletinul, 14 ani? Da. S-a terminat școala sau mai e doar săptămâna? Nu, da, s-a terminat, teoretic s-a terminat. Practic o să se termine pe 15. Pe 15, în ce clasă treci? A 8-a trec. Deja altă... Altă treabă. Altă treabă, clasa 8-a și te gândești așa în ce vrei să faci în viitor după ce termini și liceul? Da, sincer nu știu. Știu că poate o să studiez în străinătate, deocamdată nu sunt hotărâtă. Dar în ce domeniu ai vrea? Nu știu, mă gândeam să mă duc pe design, vestimentar sau... Ce fain! Da. Ești pasionată de treaba asta? Da, nu mă prea pricep deocamdată, dar poate dacă o să mă duc la niște cursuri sau așa, poate o să învăț. Ești foarte telegenică și ești foarte frumoasă și mă gândeam că poți să fii și în televiziune, să urmezi cariera da, tatălui. Poate. Nu, că mai urmează să vină singură la emisiune și să eu să lipsesc. Cu, ați venit cu domnul Virgil Ianțu astăzi, nu? Da. Poți să-mi spui maestre, ca să nu ne mai... Spune lucruri trăznite acasă? Da. Spune lucruri trăznite acasă, deci a rămas neschimbat. 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 Ai fost în Japonia acum, de curând? Da, am fost în Japonia cu... niște prieteni la un fost coleg de facultate care a rămas acolo... Care s-a realizat în sensul în care a ajuns să fie concert maestru al orchestrei a filarmonicii din Osaka. Fabulos. Ceea ce este absolut aproape imposibil de realizat și el a reușit acest lucru pentru că este un violonist foarte, foarte bun, Ciprian Marinescu, și ne tot bătea la cap, hai până la mine, hai să vezi ce mișto. Un fel de întâlnire a... Și am făcut, am fost doar doi colegi de facultate și cu niște prieteni care au profitat. Prima dată în Japonia? Nu, eu am mai fost de două ori, am fost la campionatul mondial, din Japonia la finală, de fapt, și am mai fost odată singur la Tokyo, dar am fost Tokyo-Yokohama. Acum am văzut niște orașe superbe, Osaka, Kobe, Hiroshima. Ai prins și cireși în Floriți? Nu i-am prins, am mers exact cu două săptămâni după. Dar lăsând la o parte locurile, oamenii de acolo sunt absolut minunați. Deci oricine ar trebui să învețe lor. E o lecție de viață ce am trăit. În Japonia, din câte știu, nu există coșuri de gunoi pe stradă. Nu există coșuri de gunoi pe stradă. Fiecare nu există, își pune într-o nu există bacșiș. Mi s-a întâmplat un lucru. Eu nu beau rece, nimic. Adică totul să fie la temperatura camerei. Și eram la un pahar. Eram la un pahar și l-a rugat pe Kenner, zic, vă rog frumos. Nu, eu am beam șpriț. Și
L-am rugat să-mi aduc apă minerală la temperatura camerei. A stat un pic, i-a zis ceva prietenului meu în japoneză și a plecat, zice, ăsta s-a dus la un magazin să-ți ia, că nu au la temperatura camerei, a rupt eticheta ca să nu fie, na, cu deal-ul pe care l-aveau ei cu apa și m-a servit cu apă, zic, băi, la sfârșit, hai să-i las și eu ce-o. Termină că îl jignești, nu se lasă bacșiș în Japonia, nu e nici pe notă și nu lași bacșiș în Japonia. Era trecut în... Este meseria notă. Lor și nu, a, nu, nu, era nici nu există așa ceva. Altceva ce fabulos. Te-a mai frapat acolo? Respectul între ei, respectul față de tine... ca să-ți dai seama, îți sare în ajutor, te văd doar un pic că ești dezorientat și vin pe tine și te ajută. Am ieșit greșit de la un metrou și ca să intrăm, am întrebat pe unde trebuie să luăm ca să ajungem la stația cu tare. Și o domniță zice, pe aici, păi tocmai am ieșit, trebuie să luăm bilet, hai să luăm bilet. Zice, stați un pic, stați un pic. Se duce, vorbește cu un domn de acolo în uniformă, îi spune... Și omul ăla a venit și a început să scoată, să desfacă aparatele pe unde am băgat noi biletele. Ca să nu mai plătim o dată biletele. N-a zis, trebuie să luați o dată. Și ați greșit, de fapt. Bă, le-a desfăcut efectiv și a început să scoată biletele noastre să ne conduceau unde aveam nevoie. Adică nu, ceva rarisim. Lume. Da, altă, curățenie, adică e o religie curățenia la ei. Am avut multe întâmplări extrem de nu știu, mă impresionează, știi, și mă emoționez când mi-amintesc de calitatea acestor oameni, de care avem de învățat. Să fie așa ceva, nu? Îmi doresc foarte tare să fim, nu știu, să ne transmitem bunătate unul altuia și respect. Respectul crezi de la respect copii, pleacă copiilor, foarte. Iasmine o să prindă? Eu îmi doresc foarte tare, pentru că doream să discut și subiectul ăsta. Noi am crescut cu niște valori. Care, pentru că e o perioadă în care destul de superficialul este destul de prezent în tot ce înseamnă și social media, dar am cunoscut și am început să mă adresez unei generații foarte faine. Este vorba de generația Z, 17, 18 ani, 16, 18 ani, o generație care merită să fie ascultată. Noi să venim cu valorile pe care le-am căpătat la școală și acasă, spre ei, și eu o să fac asta. Chiar o să mă ocup de treaba asta, la modul foarte organizat, și cred că au nevoie să fie ascultați și ei. Și avem și noi de învățat foarte multe. Știi ce e foarte interesant? Pentru că s-a văzut mobilizarea acestor tineri la vot. Acum, pe 26, când votau pentru prima dată în viața lor, și oamenii ăștia s-au mobilizat. Ține de educație. Și au exercitat un drept... cum să zic, normala lor. Și îmi dau seama, sunt tată de fată, cât contează educația acestor tineri, pentru că vreau ca generația ei și fetele de vârsta ei să fie tratate cu respect. Vreau să învețe băieții cum să se poarte pentru a fi plăcuți până la urmă de fete, că ăsta e, aici e toată treaba. Și au nevoie de sfaturi, au nevoie de oameni care să-i asculte, pentru că acasă părinții nu mai au timp să-i asculte, deși cel mai important lucru din viața ta este copilul tău. Tu candidezi la funcția de ministru al învățământului? Nu, poate mai mult. Mai sus. Păi nu, că nu fac politică. Eu fac fapte. Nu, mie plac faptele. După asta mă orientez. Că așa de vorbit putem vorbi cu toții. Votați Virgilianțu președinte. Și vezi că n-am zis nu. Și da, despre asta e vorba. Și plus și fetele să știe să citească un tânăr educat și să vadă de ce se ferească, pentru că... Îți e teamă de treaba asta că la un moment dat persoana care, nu știu, să o curteze pe Iasmina nu o să fie așa pe modelul și pe tiparul meu? Nu vreau să fie pe modelul și pe tiparul meu. Vreau să fie pe modelul ei, dar pentru asta are nevoie de un model, are nevoie de un tipar, totuși, cred care să ține de educație, de civilizație și... Știu că vine o generație foarte faină, liberă, nealterată, care nu are nici temeri, au alte temeri, au alte frici pe care le avem și noi. Și asta vreau să le împărtășesc. Băi, e normal ce ți se întâmplă, știi? Asta e normal să... De pe Facebook, pe o să o fac și pe Facebook și pe Instagram și pregătesc din toamnă o chestie foarte mișto. Foarte o să susține, vă povestesc. Să cu mare drag te mulțumesc. Pentru acum, că... dăm voie că tu totuși ai venit cu Iasmina astăzi la emisiune și ai vorbit un pic mai mult. Dar trebuie să vorbesc cu invitata principală. E prima dată la noi la emisiune. Prietena ai Iasmin? Ai cu tati aici. N-am voie să... Nu. N-are, Virgil. N-are. Nu am. Deocamdată. Deocamdată, nu. Nu
Vezi că asta vine cu întrebări de alea, dar răspunde sincer. Întrebări trăznite, da, vine și așa întrebări trăznite. Sunt sincer. Da, uite, tot pe tine te întreb. Dacă tot vorbeai de generația asta, de exemplu, tu de la fiica ta ce ai învățat? Am învățat să ascult. Primul lucru care îmi vine în minte, am învățat să ascult, pentru că aveam tendința să îi spun, băi, tu faci ca mine, pentru că eu știu mai bine decât tine. Dar pentru a știu eu ce știi ce își dorește ea și ce vrea și ea de la mine, cum eu doresc să o schimb într-o anumită direcție, poate și eu am nevoie, nici eu n-am mai fost părinte, și poate și eu am nevoie să învăț să fiu părinte pentru copilul meu. Să știi că e o meserie, pentru că asta observ și eu, că și eu învăț de la copiii mei și că și ei vor să fie ascultați și ei au un punct trebuie de vedere al lor. Trebuie să ascultăm ca să-i cunoaștem, nu? Să știm ce simt, ce gândesc, ce își doresc. Rostente, tu ai avut avantaje sau dezavantaje că ești fata lui Ianțu? Măi, sinceră să fiu, da, am avut. Adică nu că e el la televizor și că e persoană publică, dar pentru că e foarte înțelegător cu mine și tolerant, adică pot să-i spun orice, el îmi spune mie orice și e foarte ok relația noastră. Așa de schisă, da, de tatăl tău decât de mama ta? Nu. Nu, nu, suntem la fel. Practic suntem toți trei. Nu e un răspuns politically corect. Nu, chiar avem o relație foarte mișto. Adică toți trei ne înțelegem. Chiar ne înțelegem și avem momente în care discutăm foarte deschis și descărcăm tensiuni. Și pentru că tot vorbim de tineri, descărcăm tensiuni. Tocmai am descărcat. Spune-mi cum e contul tău de Instagram. Cum e, adică? Numele contului, ca să fie telespectatorii atenți. Este jasmine underscore Ianțu. Să-mi deci, dați follow acolo. Jasmine underscore da. Ianțu, da? Asta este. Acolo pot să-ți dea oamenii follow. Ia stai numai un pic. Jasmine, stai, la jasmine.ianțu. Am înțeles. Punct, pardon. Opa, a sunat-o... Deci... A sunat-o o prietenă, e ok. Jasmine.ianțu. Vezi că tot îți dă mesaje. Ianțu, mă rog. Ia uite, îi dă mesaje, ești minunată, ești foarte frumoasă. Așa a făcut și cu aia. 30.000, așa, dădea. 300.200. Da, păi crezi 2.100 și... Dați follow că poste. Ai și tu cont de Instagram, Virgil? Da. Cătălin Crișan, punct. Bun, asta de tot. Virgil Ianțu, căutați-l pe Instagram și pe jasmine, liniuță jos, punct, underscore. Punct, Ianțu. Punct, iartă-mă, am emoționat. Punct Ianțu. Da. Ianțu. Ianțu. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Noi mulțumim. Vă las să vă duceți la plimbare. Ciao. Cu rolele prin parc. Dăm voie să te iau în brațe. Îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm când o să fie o designeriță, cum să zicem, cu carte de muncă, că o să vii aici la noi la emisiune să ne prezinți creațiile tale.